bine de decorul acesta s-au ocupat doi designer floriști super talentați, Andrei Răzvan Bădilă și Simona Moldovan. Bine ați venit, dragilor! Salut! Bine, mulțumim frumos! Tare mulțumim pentru frumusețea asta de la mulți ani, mulțumesc! Vă pupăm! Și eu vreau să vă salut de aici, cu vostru din Sibiu, practic. Deci, dacă vă plimbați prin Sibiu și vedeți lucruri frumoase ornamentate pe acolo, prin oraș, e foarte posibil să le fi făcut oamenii ăștia, să știți. Da, vinovați de tot ce este frumos. Și da, aș vrea să trecem prin diferite colțișoare ale platoului, ca să ne explicați cum am ajuns la aceste frumuseți. Exact. Bun. Hai să începem cu aceste mingi, da? Sunt foarte frumoase. Globuri uriașe. Niște globuri uriașe, exact. Exact. Sunt niște globuri supradimensionate pe care le folosim pentru prima dată anul ăsta. Și serios? Pentru prima dată la voi, da. Ah, ce bine. Da, un efect minunat și faptul că sunt ușoare și sunt ușor de manevrat, cred că da, putem să le aruncăm ușor unul în altul dacă exact, ne facem enervăm. Sport. Așa. Uite, Lili stă acolo sub un fel de vâsc, am zis eu, doar că e un vâsc cu specific de sărbători de iarnă. Da, avem o umbrelă de care am suspendat mai multe globuri de diferite dimensiuni în nuanțe de gold și silver. După cum bine puteți observa, peste tot am combinat aceste două nuanțe. Chiar voiam să te întreb, se poartă nuanțele astea? Îmi place tare mult, e fix pe gustul meu. Avem două, anul acesta se poartă două stiluri de Crăciun. Practic, cel crăciunistic specific roșu cu verde și cel glamuros argintiu cu auriu. Și acum, care crezi că îi place lui Lili dintre astea? Două, evident, stilul glamuros. Nu, dar acum că ai menționat asta, fii atent. Mi-ar fi plăcut, doar zic așa ca o sugestie, să avem ceva roșu, așa un accent. Că parcă roșu, când spui roșu, e Crăciun, se leagă păi cumva, da, nu? Păi da, dar ei se așteptau ca tu să ai rochea de pe tine culoare roșie. Asta am zis și eu, dar Nicol, vezi așa că n-a fost roșie. Nu zi de două ori, că s-ar putea să se îndeplinească chestia cu accentul serios? Roșu. Ce bine, avea aștept. Hai să mergem mai departe. Da. Uite, hai să mergem în spate, acolo, am observat un detaliu, da. Veniți un pic alături de mine aici. Uite, eu vin pe aici. Ca să putem să vorbim și despre acești punii ar numi soldăței. Ei, de fapt, aduc foarte mult a spărgători de nuci. Ce vorbi? Nu? Sunt din spărgătorul eu de nuci. Eu cred că acești soldăței, nutcrackers, spărgători de nuci, au devenit un simbol al Crăciunului. Cred că nu e casă unde să nu existe, așa că i-am adus și în casa voastră. Foarte frumos. Ăștia chiar îmi plac. Dar plac. Să știi că e o schemă de culori nouă, cumva, pentru spărgătorii de nuci. Exact. Suntem obișnuiți să vedem alte culori. Roșu cu verde, clas, evident. Da, da, roșu, da, verde, evident. A trebuit să găsim unii asortați cu studioul vostru. Foarte gold, frumos. Alb, silver. Îmi place tare și mult. Uite, dacă toți suntem aici, văd și niște crenguțe aurii puse aici în aranjamentul ăsta. Brăduți, aici, globulețe aurii, cumva... Specialitatea Simonei a creat această poveste. Spune-ne tu, Simona, cu fața către România. Da, exact, cu fața către România. Cumva aveam precedentul anului trecut, știam cam ce zone trebuie punctate, ce zone trebuie scoase în evidență în studioul vostru și de-aia am și creat povestea asta aici pe baza verde. Am folosit doar brad natural, brad argintiu, super bună calitate, nu se scutură. Păi, că tot ai spus de brad, vreți să ne mutăm la brad? Aici la brad. Foarte, este altceva, adică față de ce vedem de obicei. Uite, ne punem deoparte și accentul de roșu a apărut deja. Așa. Accentul de roșu a apărut deja. Am primit niște cadouri, da. Cadourile lui Bogdan, o să... Chiar sunt alegi. Efectiv, dacă deschizi cutia aia galbenă. Dar vorbim despre asta mai târziu. Știți ce aș vrea să vă întreb? De ce trebuie să ținem cont în legătură cu culorile atunci când ne facem genul ăsta de decor? În primul acasă rând, sau să spunem că acasă, poate sunt telespectatori exact, care acum vor să decoreze pentru Crăciun. Depinde foarte mult și de cromatica casei, de designul casei. În ideea asta, dacă avem o casă cu culori puternice, atunci clar putem integra și roșu. Dacă avem o casă în stil nordic, unde avem foarte mult lemn, foarte mult gri, alb, atunci putem merge pe combinația de argintiu cu auriu. Ce v-a inspirat atunci când... Deci voi sunteți ceva. Eu mă tot uit la vârf, mă uit la vârful ăla de brad, care este total neconvențional. Și e foarte interesant și sunt curios cât de mult putem să ne jucăm cu ideea asta, cât de creativ putem să fim cu vârful de brad, fără să zică cineva că ne-am dus prea departe. Să nu fie steaua pe care toți o știu. Clasică. Povestea este următoarea, noi am ajuns la voi și n-aveam stea. Și am zis că ce facem?
Ce facem fără steaua? Toată lumea de stea, da. Unde e steaua? Nicio problemă. I-am zis, i-am și zis Simone. Simona l-a decorat acest brad, ea este specialistă foarte și are frumos, foarte Simona, multă răbdare. Fiecare lamelă argintie sunt pe bucățele foarte mici. A fost pusă separat în acest brad de către Simona. Nu pot să nu cred. Nu pot să cred. Și cât a durat? Eu ți-am zis că s-a ocupat. Păi cam până ei au decorat tot ce vedeți aici, eu m-am ocupat de brad. Fir cu fir, da. Fir cu fir, da. Și atunci am zis, mamă, deci arată ca o crăiasă zăpezii, ca o regină. Și atunci ce să fac? I-am făcut coroană, nu i-am mai făcut stea. M-au făcut și brad acum aici în plasă. Adică, și știți de ce spun asta? Nu, nu râdeți, pentru că sunt foarte multe cadouri și îmi doresc tare mult, Doamne ajută, să că să băieții au luat lista mea și v-au dat-o vouă și deja a venit moș aici. Da, 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 da. Să nu mai chei de decapotabil acolo, sigur. Așa, să știți că mai avem un element de decor din studio despre care trebuie neapărat să vorbim. În și afară de șurubel? O să vă invit alături de noi să vă spuneți ce-a da, fost exact în mintea voastră când ați pus acest spărgător spărgătorul de torturi. Care e ideea cu spărgătorul de torturi în platou? Mai am zis că e de-al nostru, e acolo de la Sibiu și am zis, de ce nu? De ce nu? Exact, exact. Mulțumesc. Uite, mai avem și aici un vâsc frumos. Da, și yes, dacă stăm amândoi sub, trebuie să ne îmbrățișăm, că așa e regula, da, sub vâscul de sărbători. Și stați așa să nu mudez totul. Uite, așa, și încă un element de decorație. Bravo, dai, bravo, șurubel. Mamă, ce greu e. Simona, tu l-ai pus? Da, da. Cumva cu elemente simple am putut crea ceva, wow, zic eu. Are trei globuri, un coral special și niște fire de trifern. Și... deci chestia asta, coralul ăsta, mi se pare că e altceva, ce n-am văzut niciodată până acum. Haideți la noi, la Sibiu. Haideți la Sibiu, am adus o gamă variată de tot felul de accesorii de genul ăsta, super opulente, sclipicioase. Am văzut că voi decorați și clădiri pe din afară, nu? Da, am decorat... cred că de 50 ori mai mult decât anul trecut. Oamenii au fost super deschiși și suntem extrem de mulțumitori pentru toată treaba asta. Am decorat aproape tot centrul Sibiului, mai puțin târgu, da? Pe lângă centru, clădiri impresionante, hoteluri, cafenele, case private și... și vezi de la balcoane cum... Eu am fost în Sibiu de curând și am văzut niște locuri pe unde ați decorat voi și mi se pare foarte tare. Noi ne bucurăm tare mult pentru voi, pentru că sunteți ca și copiii noștri, faceți parte din familia noastră. Și meritați să aveți acest succes. Sperăm să rămânem așa și ne face mare plăcere. Eu v-am dat deja follow pe Instagram, dar poate veți să spuneți și oamenilor unde vă găsesc. Exact. Da, ne găsiți pe Instagram The Artist Andrei și Simona Suciu, numele de fată, ăla de pe Instagram. Da, acolo ne găsiți și ne puteți urmări toată activitatea. Mulțumim. Perfect. Mulțumim.